Echipa de handbal junior 1 a liceului cu program sportiv Suceava se menține la un singur punct în spatele liderului seriei după ce duminică în etapa cu numărul 4 din acest sezon a reușit să se impună în deplasarea de la LPS Roman cu scorul de 27 la 24. Cu un lot din care a lipsit Iulian Alexa, jucător aflat la recuperare după pneumonie și Antonia Handbalist ce are o întorsă, Suceveni au condus ostilitățile în teren de la un capăt la celălalt. În prima parte a jocului, elevii lui Iulian Dugan s-au distanțat la 8 goluri, dar până la pauză gazdele au micșorat din diferență după ce Suceveni au rulat tot lotul în teren scor. 16 la 13. În partea a doua, sucevenii și-au menținut avantajul și s-au impus la final cu 27 la 24, aceasta fiind a 12-a victorie din 15 partide disputate în sezonul regulat. LPS Suceava se află în acest moment pe poziția a doua în clasamentul seriei la un punct de liderul din Piatra Neamț, ce în etapa viitoare va sta. Cei mai buni marcatori ai echipei pregătite de antrenorul Iulian Dugan au fost Bădeliță și Marmeluc cu 8, respectiv 6 reușite în acest meci evoluând portarii Todică, Weber și Duman, dar și jucătorii Cozorici, Marțuneac, Turcu, Câmpan, Ionas Ciuc, Gvinda, Angel, Murariu și Omania. În următoarea etapă, cincea din retur, Suceveni vor evolua pe teren propriu cu LPS Botoșani într-un meci programat la finalul săptămânii viitoare, pe 15 martie. La finalul acestei săptămâni, juniorii 1 și 2 de la LPS Suceava, pregătiți de Petru Brândușe și Iulian Dugan, vor evolua la Bacău, la etapa de zonă a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar de Handbal pentru Licee, unde din șase echipe va pleca la turneul final doar prima clasată. Iată rezultatele etapei. LPS Piatra Neamță, LPS Vaslui 29 la 27, LPS Botoșan LPS Iași 17 la 31 LPS Roman LPS Suceava 24 27 iar LPS Focșani a stat în clasament locul 1 LPS Piatra Neamț 37 de puncte 2 le LPS Suceava 36 de puncte un meci mai puțin disputat 3 LPS Iași 33 de puncte